Da. Mămicile noastre, aș putea face un intro de la super tâmpit. O mamă nu și-a niciodată vacanță, pentru că meseria de mamă. Plecați în vacanță când vreți și cu cine vreți. Sau, mă rog, cu cine puteți. Mămicile noastre s-au schimbat în ținutele mai de seară sau mai de eveniment. Fie că e acasă, fie că am chemat niște oameni, fie că am trecut pârleazul până la o vecină sau la o de-asta, party de copii. Ne îmbătăm noi, adulții, de rău de tot și zicem, pe probleme cum aveți, să te distrează. Bun! Ultima probă este una pur tehnică, ține de îndemânare, n-are legătură cu cuvintele de data asta, slavă Domnului. Dragile mele, ziua unuia dintre copiii voștri este în plină desfășurare. Tâmpita, nu, scuze, o verișoară care a zis că se ocupă ea să aducă tortul, a întârziat pentru că s-a încurcat cu șoferul de la firma ei. Și cum se încurcau ei la marginea pădurii, ea a călcat cu fesa în tort. Și așa că avem două șanse. Ori să folosim tortul adusă de tâmpi, de verișoară, ori să ne descurcăm cât de repede putem. Așa că dăm fuga în bucătărie. Am luat niște blaturi de la colț, avem câteva elemente de decor și ca niște mămici responsabile și super descurcărețe, scoatem super erou din noi și ne apucăm de ornat. Avem doar 90 de secunde la dispoziție, pentru că altfel soacra își va da seama. Și ce credeți? Colac peste pupăză. Nu știu ce înseamnă asta, dar îmi place cum sună, are o conotație sexuală. Colac peste pupăză. Și lumina cade. Așa că va trebui să vă puneți ochelarii de dormit în avion, cât mai bine, să memorați ceea ce se întâmplă pe masa aia. Cu ochelarii puși și mânuși, puteți să luați mânuși sau să mergeți pe mâinile goale. Eu cred că unii suntem genul cu mâinile goale. Memorați ce se află pe masă, veți merge cu ochelarii puși, vă luați elemente, fără să le vedeți, le aduceți aici, aveți 90 de secunde la dispoziție să vedem cum arată tortul vostru. Este un concurs de îndemânare, de nemurdărire, dar mai ales de simț artistic. Să vedem cum arată fiecare tort. Ați memorat? Ce-ți pasă? Tot. Atenție mare, plecăm în 3, 2, 1, start, fetelor. Hai să vezi cum ajung ele în regie acum. Bun. E fain că e și pe pipăială. Vreau să le spui soților că o să le găsească pe stradă. Da. Plângând la un colț de... Bun, incredibil. Adina a ales doar frișcă și bombonele. Bombonele, să știți că sunt de la o pomană pe care am avut-o în cartier. Bun. Aveți frișcă, ciocolată. Eu cred că ele văd totuși ceva. Bine, pot, nu mă deranjează foarte tare dacă văd da, măcar umbre sau... Dă-i, Alex, Ana Maria. Ok, bun. Mai avem 45 de secunde doar. Apucați-vă de treabă. Să vedem cum arată tortul. Alexandra a început cu frișca. E delicată treaba, pentru că ești în rochie. Ok. Ana Maria e pe ciocolată, am înțeles. Altceva. Caramelizată. E de ciocolată. Aș mânca o toată. Adina a trecut la versiunea profesionistă, pubere. Adina e cealaltă, Adina. Prima e Adina. Pe vremurile știai și numărul de telefon deja, pubere. Te-ai muiat și tu. Bun, o să le dăm un răgaz suplimentar. Timpul a expirat, dar le mai lăsăm 30 de secunde din capul meu. Adina cred că a mai făcut asta pentru că este singura care a despărțit tortul ăsta, se punctează suplimentar. Așa se face. Desparți. Da. Alina, nu ești ca o mamă a trei copii în exprimare. Să-ți fie rușine. Da. Și ție, mistrețe, vedea-te-aș pe plajă la Euforie Sud. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Mamă, ce e acolo? Bravo! Puteți să... cineva ceva? Puteți să dați jos ochelarii? Dragii mei, vă puteți uita, stimați jurați, atât de la distanță. Sunteți mândre de voi? Da!
Băi, la mulți ani trăiască, la mulți ani trăiască. Cântă-ne tu, Dan, că tu ești cu... Ce să mai cânt, frate, la mulți ani, aici, aici, aici trebuie cântat. Haideți să le luăm, haideți să luăm torturile pe rând, vă rog. Aici, totuși, uite, cu dalea, cu dalea, cu dalea, cu dalea, a reușit să orneze și chiar și cu lumânări. Mie mi se pare o performanță extraordinară. Am uitat să zic un lucru important, l-a zis doar ieri la ședință, ce proastă sunt, copilul avea 6 ani. Da. Câte lumânări ai pus, Alexandra? 6. Stai că fiecare cu avantaje. Chiar face 6 ani, fata, dar eu sunt fată de preot și suntem mult pe colibru. Ești fată de preot? Doamne ajută! Și face și ea ce torturi a văzut în copilărie. Deci știi că aici, uite, cineva a pus și un blat intermediar, adică frișcă. Aici, să știi că Vlăduț, cred că ar trebui totuși să ne zică mai multe. Adina, cum ai gândit lucrurile, mă întreabă regizorul acestei emisiuni, care îi plac cuvintele. Ești singura care s-a ocupat și de... Păi am analizat prima dată, când nu aveam masca pusă pe ochi. Da. Știam că orice blat, mă rog, trebuie împărțit. Da. Cel puțin al meu, acum, în cazul de față, era deja împărțit în trei părți egale și atunci era normal că nu o să-i dau copilului doar o bucată de pandișpan și cu frișcă deasupra. Frișcă peste, da, că nu e pită cu un soare. Ne bucurăm că Aurica te apreciază că nu i-ai folosit ustensila, le-a cumpărat ieri special pentru voi, dar îți mulțumesc. Ai mers pe mână. Uneori e bine să pui mâna, ce să mai... Domnul Dan, vă place coliva? Îmi place coliva cu biluțe de rulment. Asta foarte... Mai pun și o biluță, două, ca să... 6 ani. Serios, nu... Dar să știi că e un tort foarte echilibrat, așa, nu știu, îmi plac culorile. Ție ți-a plăcut povestea cu fata Popi. Fata Popi, sigur. Alexandra, cum ai vizualizat lucrurile? Cum te-ai gândit? Vizual nu prea. Dar, am văzut lumânările, am țintit direct. Tu direct pe lumână. Ai văzut? Place. Am avut o copilărie cu miros de... E familie, să știi. Tămâie. Bun, să revenim aici. Mi-a plăcut cum Ana Maria la final, fără să vadă, a luat acest decor albastru și l-a înfipt ca o steluță ninja. Întâmplător stă chiar cu fața în jos. Nu? Ce scrie? Merry? Happy birthday. Happy birthday. Nu scrie Merry Christmas. Aveam și cu Merry Christmas. Ana Maria, vrei să ne spui câteva cuvinte despre această oroare? Despre această... Păi am vrut inițial să iau frișcă, dar n-am mai nimerit, nu știu, am vrut să iau prea multe și m-am gândit că ăsta e prea mare și o să cad cu el pe aici, mă fac de râs. Ok. Și zic, hai să trec la ciocolată, că oricum asta e mai dulce și oricine mănâncă ciocolată. Ok. Membrii jurului? Iar la decor, na. Noi suntem surprins. Claudia, ai făcut vreodată acum, sincer, probabil ai fanii tăi care zic că mama asta la câte de slăbănoagă n-a mâncat un tort în viața ei. Dar ai iar zilele trecute, că am plinit fetița două luni. Păi și faci tort la două luni? Nu știi că am vorbit la fiecare lună. Că am uitat că trebuie să fim părinții meu. La o lună, la două luni, la trei luni. Da. Ai făcut tort tu? Nu, l-am comandat. Că vreau așa mai de copii, mai cu prințese. Dacă îl făceai și așa. Nu. Nici chiar așa, să știi că... Mai glumim și noi. Se pricepe. Deci dacă ar fi, te-ai descurca. Da. Ok, și cu lumina stinsă. Adică nu știu. Nu știu, mai discutăm. Domnul Dan, mi-e frică să vă întreb. Alina, ai fost pus în situația de a face un tort pentru copilul tău? Pentru Neric, nu. Pentru Neric, treaba ta. Și la ce se gândește. Pentru Neric. Da, pe cum crezi că să facă trei copii? Trebuie să fii cu gândul numai la tort. Pentru Neric, da. Deci ai făcut vreodată tort tu cu mâinile tale? Da, am făcut. O singură dată. Ți-a ieșit? Mai puțin. Dar ai încercat. Dar a fost gustos. Și copiii au apreciat. Estetic nu era extraordinar, dar gustul. Dar vine gustul, asta vreau să zic. Vine momentul în care chiar trebuie să, nu știi, te prinde undeva. Exact. Ești la cabană, ești la pensiune. Fetele, ați fost foarte bine. Nu mă așteptam. Excepțional. Voi da, torturile nu. Dar a fost la fiecare tort are ceva special. Aici este singur cu ciocolată, aici singur cu lumânări și cu bombonelele și aici este singurul care are înăuntru, deci din trei face unul bun. Da. Corect, nu m-am gândit așa. Da, uneori în grup e mai Bine. Trei... A plecat, nu.